Atracția gravitațională a Soarelui se întinde mult mai departe de Neptun până la centura Kuiper și dincolo de ea. Pentru toate obiectele cosmice din centura de materie primordială, Soarele este ca un vârf de ac, iar unul dintre cele mai misterioase obiecte cosmice dintre toate este Pluto. Astăzi o să răspundem la fabuloasa întrebare ce se ascunde pe Pluto. Însă, înainte să începem, să nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru a nu pierde niciun videoclip nou și interesant. Ne-ar ajuta enorm! Clasificată cândva drept a noua planetă din sistemul solar, în 2006 Pluto a fost retrogradată de la statutul de planetă la planetă pitică. Pentru a fi considerată o planetă, Uniunea Astronomică Internațională a decis că un obiect cosmic trebuie să-și fi curățat tot cartierul de corpuri cosmice mai mici din jurul orbitei sale, ceea ce Pluto a eșuat să facă din cauza masei sale relativ mici. Tehnic, Pluto este un obiect transneptunian care plutește prin centura Kuiper. Definiția de planetă a fost schimbată odată ce Eris, o planetă pitică nouă, a fost descoperită în sistemul nostru solar în anul 2005. Suprafața lui Pluto reprezintă 3,3% din dimensiunea Pământului, ceea ce îl face să aibă aceeași dimensiune ca Rusia. Pe deasupra faptului că este mică, Pluto are o forță gravitațională incredibil de joasă, atât de mică încât cu greu poate fi măsurată, mai exact, raportat la planeta noastră, atracția planetei Pluto reprezintă doar 6,3% din forța gravitațională a Pământului. Cu toate acestea, are totuși proprii săi sateliți naturali, Charon, Styx, Hydra, Nix și Kerberos, cel mai mare Sharon nu a fost descoperit până în 1978, la aproape 5 decenii după ce Pluto a fost descoperită este atât de mare încât Sharon și Pluto erau pe aproape de a fi clasificate ca planete duble. Cele două sunt prinse în așa numită rotație sincronă, adică se rotesc una în jurul celeilalte, iar rotația satelitului este egală cu perioada orbitală în jurul corpului ceresc față de care se rotește și prin urmare arată mereu aceeași emisferă către Pluto. Atracția gravitațională a lui Charon provoacă ceilalți sateliți naturali cu formă ovală Nix, Hydra, Styx și Kerberos să se clatine în timp ce se rotesc, fiind prinși în lupta gravitației celorlalte obiecte mai mari. Puținele informații pe care le avem despre acest lucru au fost adunate de sonda spațială New Horizon în 2015. Având în considerare faptul că am fost capabili să detectăm planete, stele și găuri negre aflate la milioane de ani lumină distanță față de Pământ, este ciudat atunci când ne gândim că sunt multe lucruri care se ascund în propriul sistem solar despre care nu știm nimic. Pentru mii de ani nu am avut nicio cale prin care să studiem mai amplu alte obiecte cerești în afară de cele șapte planete clasice, Soarele, Luna, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn. Cu siguranță știm și noi că luna și soarele nu sunt planete, dar vechea definiție a planetei se referea la obiectele vizibile pe cer cu ochiul liber. Până la descoperirea lui Uranus în 1781, despre care se credea inițial că este o stea, nimeni nu avea nicio idee că erau și mai multe corpuri cerești în sistemul solar. Doar cu 65 de ani mai târziu a fost descoperit și Neptun, în anul 1846, iar în 1930 astronomul Clyde Tombaugh a descoperit Pluto. Existența unei planete noi fusese teoretizată înainte de aceste descoperiri, mulțumită unor perturbări apărute în orbita lui Venus, care a fost atribuită mai târziu unei supraestimări a masei lui Neptun. Poate că Pluto nu mai este o planetă în prezent, însă descoperirea sa rămâne în continuare ceva extrem de important din moment ce a fost primul obiect transneptunian descoperit vreodată. Abia în anul 1992 a fost descoperit cel de-al doilea, Albion. O parte din ceea ce face studierea lui Pluto și a celorlalte obiecte transneptuniene atât de dificilă este distanța mare dintre noi și acele corpuri cerești. Distanța dintre Pământ și Pluto variază între 4,2 și 7,5 miliarde de kilometri. Pentru comparație, Marte se află la doar 55 de milioane de kilometri față de noi. Distanța vastă dintre noi și Pluto face ca trimiterea sondelor spațiale să fie dificilă. Dacă astronomii ratează fereastra de lansare optimă atunci când planeta se află la distanța minimă față de noi, pot să-și dubleze distanța care trebuia să o parcurgă inițial. Luând în considerare faptul că orbita lui Pluto în jurul Soarelui durează 248 de ani pământești, cercetătorii vor fi nevoiți să aștepte foarte mult timp pentru a avea o nouă oportunitate optimă de a călători către planeta Pitică. De fapt, Pluto nu și-a completat nici măcar jumătate din călătoria sa în jurul Soarelui de când a fost descoperită. Singurul obiect fabricat de omenire care a ajuns până la Pluto este sonda spațială a lui NASA New Horizons care în 2015 a efectuat un zbor pe deasupra suprafeței planetei. A descoperit o suprafață surprinzător de tânără cu formațiuni geografice variate. Acestea includ fluxuri de gheață exotice, lanțuri muntoase și posibile doveze ale activității criovulcanice. Ca rezultat al divizării particulelor de gaz metan de către lumina solară, suprafața planetei este acoperită de o ceață groasă. Câmpiile de pe Pluto sunt formate în cea mai mare parte din azot înghețat, însă munții săi sunt în cea mai mare parte apă și metan înghețat. O caracteristică proeminentă și roșiatică, numită Cthulhu Macul, împânzește întreaga suprafață a lui Pluto și este probabil rezultatul prezenței unui compus organic numit Tolins, care se formează atunci când lumina ultravioletă se lovește de metanul și azotul de la suprafața sa. Poate că cel mai bun adjectiv pentru a descrie Pluto în afară de îndepărtat este rece. Pluto are o temperatură extrem de scăzută la suprafață cu o maximă de minus 220 de grade Celsius și poate scădea până la minus 240 de grade în timp ce este mai cald decât temperatura media a spațiului cosmic în sine, care este în jur de minus 270 de grade, încă este mai scăzută decât cea mai rece temperatură înregistrată vreodată pe planeta noastră, adică minus 89,2 grade Celsius, temperatură înregistrată în anul 1983 în Antarctica. Deci, Pluto este de 3 ori mai rece decât cele mai joase temperaturi înregistrate vreodată pe continentul înghețat. Ca să înțelegeți mai bine, azotul lichid are minus 195,5 grade, deci chiar și în cea mai călduroasă perioadă, temperatura de la suprafața lui Pluto este atât de scăzută încât dacă te-ai afla acolo, ai îngheța aproape instantaneu. Această planetă este în mod clar unul dintre cele mai inospitaliere locuri din sistemul solar. Să trăiești acolo implică aceleași probleme pe care le-ai avea dacă ai trăi într-un avampost antarctic sau pe stația spațială internațională, numai că acolo poți trăi. Astronauții și rezidenții din Antarctica, care sunt în mare parte oameni de știință și personal militar, sunt incredibil de izolați și nu pot trăi în bazele lor pentru prea mult timp. Echipajul stației spațiale se confruntă de asemenea cu radiațiile spațiale care, combinate cu gravitația scăzută, reprezintă unul din principalele motive pentru care timpul petrecut de un astronaut la bord este restricționat. Cel mai lung sejur de unul singur în spațiul cosmic este de 437 de zile, un record deținut de astronautul rus Valeri Polyakov. Însă, Pluto este mai mortală decât toate locurile descrise până acum, atmosfera sa fiind compusă în cea mai mare măsură din azot și monoxid de carbon otrăvitor. Este inutil să spunem că tehnologia noastră trebuie drastic îmbunătățită pentru a trimite oameni pe suprafața lui Pluto, să nu mai vorbim despre construirea unei baze. Este puțin probabil ca Pluto să fie transformată în viitor, chiar și cu tehnologia necesară, în mai mult decât o bază de cercetare. Însă, ca și în cazul lui Marte, acest loc cu siguranță va atrage curiozitatea turiștilor. Totuși, ar fi prea riscant și dificil să se construiască o așezare la scară largă cu un alt scop în afară de studierea celorlalte obiecte cosmice din centura Kuiper sau probabil se va construi o benzinărie unde navele spațiale să se realimenteze cu combustibil însă poate că Pluto nu este atât de sumbră pe cât pare la prima vedere. Sunt o mulțime de lumi înghețate în sistemul solar, despre care noi credem că au oceane subterane, cum este cazul satelitului natural al lui Jupiter, Europa, sau al lui Saturn, Titan. Europa este mult mai apropiată de noi și cel mai probabil ascunde un ocean masiv încălzit de nucleul fierbinte de sub gheața de la suprafața sa. Astfel, unii oameni de știință cred că Pluto ar fi la fel. Un bazin mare de azot și monoxid de carbon înghețat a fost văzut pe suprafața sa. Poate că la prima vedere nu pare ceva anormal, însă bazinul nu s-ar fi putut forma fără un ocean de dedesubt. Această dovadă a provocat confuzie printre astronomi pentru foarte mult timp pentru că nu-și pot explica cum poate Pluto să aibă un ocean subteran. Însă, noile teorii sugerează că planeta pitică poate avea un strat izolator format din diferite gaze care ajută la păstrarea unei temperaturi suficient de calde în subteran, încât să se formeze o mare vastă extraterestră. Dacă acest lucru este real, nu numai că pe Pluto nu s-ar fi putut dezvolta viața extraterestră, însă poate că vom fi și capabili să trimitem și noi oameni acolo într-o bună zi. Din fericire, până când vom dezvolta o tehnologie capabilă să ne ducă acolo, probabil că vom explora deja Europa, deci vom avea suficiente cunoștințe valoroase pe care să le folosim atunci când va veni momentul să construim ceva pe cea mai îndepărtată planetă. Totuși, Pluto încă se află la o distanță incredibil de mare față de Soare, și doar acest lucru în sine poate fi suficient pentru a împiedica evoluția vieții acolo. Pluto este atât de departe încât este greu să știm cu certitudine dacă este doar un deșert negru și pustiu sau un rai secret pentru viața acvatică extraterestră. Dar, până când tehnologia ne va oferi posibilitatea de a merge acolo, vom putea măcar să visăm la acel loc. Sper că acum știți mai multe despre ce se ascunde pe Pluto. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!